Înainte de toate, dacă vă plac poveștile mele, apăsați butonul abonare dacă încă n-ați făcut-o. Lăsați un like, un comentariu, dați un share, mă ajută foarte mult și mă motivează să continui. Înainte să trecem la poveste, un quiz rapid. Cine a spus? Pentru că oamenii m-au considerat un eșec, le voi arăta că s-au înșelat. A. Naruto Uzumaki, B. Boruto Uzumaki sau C. Sasuke Uchiha. Lăsați răspunsurile repede în comentarii, aveți 5 secunde. Dacă ați răspuns A, Naruto Uzumaki, aveți dreptate. Și acum, să trecem la poveste. Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, să ai un aparat de pe cănele acasă e distractiv. Dar după un timp te plictisești, parcă nu e la fel ca la casino. Dacă știi că nu câștigi nimic, devine repede anos. Ce rost are să joci un joc de noroc dacă nu ai posibilitatea de a câștiga 2 lei? Păi nu prea are. Și după vreo săptămână așa, rar ne mai atingeam de el. Singurul care încă făcea orice pentru a juca la aparat era domnul Mielu. Ăsta cum prindea momentul, când eram singuri acasă, se lipea de aparat ca un funcționar public. Odată ce ajungea acolo, era aproape imposibil să-l dai afară. Și băi frate, nici nu știai de unde apare, pe unde apare. Te trezeai cu el acolo. Că intra pe geam, pe ușă, nu conta. Rar îl vedeai în acțiune. Îți dădeai seama după sunetele pe cănelei și apoi auzeai pumnii care îi dădea în aparat. Bă, Senciu, chiar a intrat ăsta. Și ce să-i facem, Gigi? De data asta spun lui tata, mă, pe urmă ne ceartă pe noi. Lasă-l, Gigi, să-i joacă și el. Domnul Mielu, ce faci? Iar la aparat? 10 minute, Gigi. E tactul plecat până la piese. 10 minute și plec. Bineînțeles, din 10 minute se făceau 2 ore. Nu pleca până nu venea tata să-l dea afară. Mielule, ai schimbat plăcuțele lui ăla? Acum le schimb. Am jucat și eu 10 minute. Care dracu 10 minute, mă? Băieții din garaj nu te-au văzut de 2 ore. Care băieți? Minte, mă. Am fost și la budă și acum de 20 de minute joc, maxim 30. Hai că avem treabă, lasă-l dracu de joc. Și ca să scape de ăsta, îl scoate tata din priză și îl mută în alt colț, unde nu avea alimentare. Pe noi nu ne deranja, nu prea mai aveam nicio treabă cu el. Aveam calculatorul, încă mai aveam jocul pe televizor, pe căneaua nu avea nicio putere asupra noastră. În cazul lui Mieluțu, îl prinsese bine în gheare. Ziceai că i-a murit pisica, era toată ziua trist. Îți dai seama, să fii atât de aproape de obiectul dependenței tale, să fii gustat din aroma lui, pe gratis, și apoi, brusc, dintr-o dată, să ți se taie accesul la el? Atât de aproape de tine și totuși imposibil de ajuns la el? Și la vreo 2 săptămâni, într-o sâmbătă, pleacă părinții la țară. Eu și Senciu rămânem singuri acasă. Mergem la un fotbal, facem un ping-pong la Bursucu, bem un pahar de bere la Milică și pe la 9 seara ne băgăm la brlog. Intru cu Senciuc în casă și ne punem la un FIFA. Când se aude un zgomot. Bă, Senciuc, ai auzit ceva, mă? Parcă s-a auzit un trosne ceva. Mergem în camera cealaltă, domnul Mielu la păcănea. O pusese lângă priză la loc și juca acolo. Țigara în mâna stângă, paharul de vin în dreapta. Dar avea nicio treabă, era la cârciuma din cartier. Ce dracu faci, mă, aici? Mielule, bă, ce faci, mă, aici? A? A, voi erați? M-ați și speriat, dracu. Scuză-ne, Mieluțule, trebuia să batem la ușă. Ce faci aici la aparat? Joc și eu un joc, băieți. Păi și tata știe, mă? Știe Senciuc, i-am zis până să plece. Știe și de vin? Ăsta luase vreo 2 sticle de 2 litri de vin de la tata din cămară. Ce? Da, mă, știe. Ia zi, Gigi, roșie sau neagră? Nu te-ai sătura, mă, lasă-l, dracu, mă. Zii tu, Senciuc, ăsta s-a dat cu dușmanul. Nu știu, Mielule, neagră. Dă ăsta neagră, pierde și trage vreo 2 pumni la aparat. Lasă-l, mă, nu mai da în el, îl strigi, dracu, ne mai bași și pe noi la belea. Eu eram sigur că nu-l lăsase tata, nici cu vinul, nici la aparat. N-ai tu treabă, mă, eu răspund. Bine, mă, și lăsăm în treaba lui, noi ne punem la un FIFA. Trece vreo 2 ore, se făcuse 11 seara, ăsta tot la fel, cu vinul, țigara și păcăneaua. Când apare și Ogea, frasul Mucea, cu o sticlă de coniac și bead mort. Hai, noroc, bă. Mielu e pe aici? Da, mă, e la păcănea, ai treabă cu el? Păi ziceam să mă ajute cu asta, să nu mă lup singur cu ea. Asta e, Senciuc, facem petrecere în seara asta. E bine că tot apar invitați, neinvitați. Hai, dracu, să bem și noi, mă. Nu-mi place, mă, e prea tare, mă. Bem și noi un păhărel acolo. Ne ducem cu Ogea la domnul Mielu, ne punem și noi un păhărel și stăteam cu ei la vorbă. Ăsta, Ogea, era amețit bine. Nu prea ducea la băutură. Domnul Mielu era luat puțin, dar era cald de cursă lungă. Punea 5 ca Ogea sumasă. Și la vreo oră așa, trecuse de miezul nopții, bătăi în ușa de la intrare. Cine dracu mai fi, mă? Ia vezi, Senciuc. Da, mă, numai eu să mă duc. Hai mă că ești mai aproape. Nu mă duc, mă, mai du-te și tu. Bă, dar ce te-ai opărit așa, mă? Te-a luat coniacul de cap? Și mă duc eu la ușă. Mă și gândeam, cine dracu să mai fie la ora asta?
ori Mutalanu, ori Costel, ori Mucea. Deschid ușa, nu era niciunul. Era mamaie sau Mucea. Să rămână. Să trăiești, mamă. Ăla mare al meu e pe aici, mamaie? Da, e cu domnul Mielu. Zi tu să vină acasă, Gigi, că-i târziu, mamă. Mă duc la Ogea. Bă, te caut aia, bătrână, mă, ci că să te duci acasă. Zi, bă, că nu sunt aici. Știe, mă, ți-a văzut șoșonii la intrare. A dracu cu o toroanță. Zic că mai stau, mă. Mă duc la babă la ușă, a zis că mai stă puțin și vine. E, firar sămânța lui, a dracu să fie. Și intră baba după el. Hai, mamaie, hai acasă. Bre, lasă-mă că vin eu. Hai, mamaie, că face tactul mare scandal. Hai că e târziu. Bre, du-te că vin și eu acum. Bine, mamaie, dar să vii. Să nu mai bat drumul iar. Pleacă baba. A, dracu, vine ea să-mi strice seara. Bă, să vezi că-i spune lui nevastă mea baba, mă. Ce să-i spună, Mieluțule? Că m-a găsit aici, mă. I-am zis că avem un motor de schimbat. Îi zici și tu că ați terminat mai repede. E criza ta aia, mă. Mai bine plec dimineață, când se duce ea la muncă. Noi am luat-o ca o glumă, dar asta vorbea serios. Mai stăm noi de vorbă acolo. Ăștia se dăduse pe vin. Ogea cu țigara în mână, când apare baba iar. Acum a intrat direct, n-a mai bătut la ușă nimic. Mă, băiete, ai zis că vii acasă. Bre, dar te-ai pus pe mine? Tu te bre de aici. Hai, mamaie, hai acasă. Ia uite, și cu țigara, de când fumezi, mamaie? N-ai tu treabă, hai du-te de aici. Rai al dracu cu moldoveanca de măta. Numai aia v-a stricat. Hai acasă acum. Bre, dă-i drumul de aici că mă faci de râs. La cine, mă? La bețivul ăsta, la altul? Tu ce faci, Mielule? Știe nevastă ta pe unde umbli? Ce-ți mai place alcoolul? Strici și copiii ăștia. Să rămână, bre. Știe, bre, i-am zis că întârzi. Știe pe dracu să vă ia. Las că-i spun eu acum să știe. Și tu treci acasă, diavolule, că vine el bătrân după tine. Bre, ia-ți tu viteză de aici. Lasă-mă, dracu, în pace. Se duce la babă și o împinge în camera cealaltă. Hai, du-te, bre. Vezi, poate ai treabă pe acasă. Ne simți și prost ca măta. Și bețiv pe deasupra. Bețiv ca tine, hodorogo. Dă-i dracu bătaie de aici. E, las că vezi tu, porcule. Ești tare în clanță ca moldoveanca. Băi, frate. Și vine asta, ia scrumiera plină cu vreo 30 de mucuri de țigări și scrum și o pune lui Ogea în cap. Ăsta nu zice nimic. Se ridică și aplică un flying kick de ca de baba ca o popică. N-a avut nicio reacție. Noi aveam atunci o sobă pe motorină în camera acolo și capacul era deschis. A căzut asta cu capul exact peste muchia de la capacul sobei. 2-3 cm mai așa și cânta ungerii serenade. Este, mă! Este, mă! L-am închis! Te-n măta de aparat! Eu cu Senciuc am izbucnit în râs. Ai văzut, Gigi, ca bruzlii a dat-o. Am râs noi vreo 2 minute, dar baba nu se mai ridica. Stătea planton acolo, parcă nici nu respira. Să vezi că a omorât-o, bă. Parcă ne-a trecut râsul instant. Se dusese și efectul păhărelului de coniac. Ce are baba, mă? I-a dat Ogea cu piciorul, mă. Ia vezi, mă, du-te la ea. Se preface cu o toroanță, mă, n-are nimic. Du-te tu, Mielule, să nu moară dracu. Se duce domnul Mielu, o ridică încet, îi dă un pahar cu apă și revine. Sunteți bine, bre? Vă aduc un scaunel? Nu, mulțumesc, Mielule. Ți-arăt eu ție, porcule. Ai ajuns să dai mine? Vrei să mă omori? Nenorocitule! Pleacă asta, Ogea nicio treabă, se pusese iar pe vin. Bă, ce dracu ai dat în ea, mă? E femeie bătrână. Nu știi tu ce-i poate mintea, mă? Se preface cotoranța. Eu zic să te duci acasă, mă. Mai vine nebunul ăla pe aici. Nu vine, mă, ăla doarme dus de la 8. Minte, baba. Acum eu cu Senciuc să te-am mai cu frică. Știam că ta sumare e cam dus cu pluta. Își lua tu porișca la cingătoare și pleca când o lua razna. Bă, Senciuc, eu mă duc să-mi cui ușa, mă. Du-te, Gigi, să nu vină după ăsta. Mai trece vreo jumătate de oră, se au bătăi în ușă. Să vezi că a venit nebunul. Hai cu mine, Senciuc. Mergem la ușă. Cine e? Eu sunt, bă, Mucea. Îi deschide mușa lui ăsta ușurați. Ce a făcut nebunul ăla, mă? I-a dat un picior, mă. A zis că a omorât-o. Ia-l dracu acasă, mă. Vine și tactul mare pe aici. Îl iau, Gigi, îl iau. De asta am venit. Vroia să vină boșorogul, dar l-am băgat la pat înapoi. Bă, bă, hai acasă, mă. Mai stai, mă, să termin sticla asta de vin. Hai, mă, că te-a terminat ea pe tine. Pe cine, mă? Te-a trimis hodoroaga? Hai, prostule, că vine dracu nebunul ăla. Oi fi tu nebun, dar ăla e cu acte. Ce vrei să zici, frate? Că mă face moșu, mă? Îl ar și pe el, mă. Adu-l în coasă, vezi. Hai, mă, ridică-te dracu odată. Îl ia Mucea de pe scaun, ăsta de-abia se ținea pe picioare. Mergem cu el până la poartă, o închidem după ei, închidem și ușa și mergem la domnul Mielu. Bă, Mieluțule, aproape 2, mă. Aha, aha, vreți să ne culcăm și noi? Aha. Păi duceți-vă, nu vă deranjez. Păi du-te și tu acasă. Mai stau un sfert de oră, Senciuc, un sfert de oră. La perceperea timpului pe care o avea când era băut, asta putea să însemne și 2 zile. Hai, mă, în partea aia, ne uităm la un film ceva. Facem noi câțiva pași când domnul Mielu... Roșie, roșie, negru, 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 roșie, roșie. Tu-s mama mătii
și dă cu mâna peste paharul de vin care era lângă butoane acolo. Ies câteva scântei, fum, se face ecranul negru și se oprește aparatul. Ăsta sare repede, îl scoate din priză și strigă: Gigi, Senciuc, hai că nu mai joc, mă! Suntem aici, mă! Ah, credeam că ați plecat. Nu mai, mă, gata, m-am săturat. Ai dărâmat vinul în el, mă, l-ai stricat, dracu. Nu, Senciuc, ce ai, mă? Eram aici, mă, în spatele tău. Bă, Gigi, își revine, mă. Se usucă până mâine și merge. De uscat s-a uscat, dar n-a mai mers. La vreo săptămână a venit și el să-l ia. A trebuit să-i mai dea tata vreo 500 de lei pentru reparație. I-a oprit din salariul lui domnul Mielu. Și așa s-a terminat aventura noastră cu păcăneaua de acasă. Însă nu și seara. Seara a continuat, dar asta e o altă poveste. Dacă v-a plăcut povestea, nu uitați să dați un like, un comentariu și un share. Și subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Apăsați și clopoțelul pentru notificări. Ce putem învăța din această poveste? Păi, dacă e singur acasă, ai o păcănea și vin, așteaptă-te la ce e mai rău. A, și dacă vergi vin peste ceva și iese fum, nu mai merge, frate, s-a stricat. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai pa!